veniți, frat, veniți, surori. Să-mi plătim brodul cu flori. Veniți, frat, veniți, surori.
Vă mulțumim că ați acceptat să ne fiți părinți spirituali și să veniți cu noi în acest drum pe care îl avem de făcut. Dar Dumnezeu tot ce vreți pentru familiile noastre și pentru stat. Am una mare, frumoasă, cât toate razele de soare. Da, cum o cheamă? Magdalena. Magdalena e fată rea, dar nu așa o cheamă pe nevasta mea. Adina. Nici Adina. Dar una Ilinca n-ai? Am. E, pe aia o vreau eu. Cinstite gazde, dragi nuntași și voi, dragi împrejurași, care ați binevoit și la nuntă ați venit, toate la o parte le lăsați și un cuvânt de înțelepciune ascultați, că nu s-a pomenit fiu sau fiică așa mare să crească și în fața părinților și a lui Dumnezeu Sfântul să nu greșească. Iertați și binecuvântați! Să nu uitați că și domniile voastre ați îngenunchiat și binecuvântare vi s-a dat. Lăsați-i să se cunune, să le facă pe toate bune, de la tinerețe până la adânci bătrânețe, într-un ceas bun și cu Doamne ajută, să ne vedem de nuntă, cu spor și cu bucurie, să pornim spre cununie. Așa să ne ajutăm.